poveste cu tâlc povestită de bunic nepoatei, care se confruntă cu o problemă ce îi schimbă nedorit cursul vieții. Fragment din seria Greenleaf. Te uiți în jur și îți dai seama că ești într-un tren. Iar până să-ți dai seama, trenul ăla merge foarte, foarte repede. Mai repede decât orice se-i putea tu închipui. Îți vezi părinții și îi întrebi: suntem într-un tren scăpat de sub control. Și ei îți spun: păi da, nu ți-am face niciodată asta, nu te-am duce pe noi pe tine într-o lume pe care nu o poți controla. Da, da, chiar așa este. Și tu spui: eu mă duc acum la locomotivă. Ia uzi trenul și o să discut cu mecanicul. Dar până să ajungi la locomotivă, tu vezi că tot trenul este plin de oameni speriați. Lovești în ușă și spui: deschide ușa, vreau să vorbim. Și după ce nervoasă dobori ușa cu piciorul, vezi chipul mecanicului. Vezi lacrimile din ochii lui și vezi că știe exact ce se petrece. El simte toată durerea ta, toată teama tuturor și el face tot ce poate ca să vă fie vouă bine. Așa că spui, ce n-ai crezut că o să spui vreodată, cu ce pot să ajut? Și el atunci spune: cel mai bine du-te înapoi și spune-le tuturor că iubesc și că fac tot ce pot să duc trenul la destinație în siguranță. Și dacă vrei vreodată să-mi vorbești, tu știi unde să mă găsești. Așa că du-te înapoi. Hai, du-te înapoi în tren și să-ți trăiești viața până la capăt. Asta e tot. Asta e viața. Fericirea nu este absența tristeții. Este viața însăși, în prezența, misterul și aventura din lumea creată de Dumnezeu, alături de ceilalți, alături de Dumnezeu. Știu că tu nu simți că Dumnezeu îți este alături acum, dar aș vrea să știi că tu trebuie să fii alături de El și să ai încredere în El.